Bună seara, Cezarea, bună seara, aici nu-i Cezarea? Ce asta? Ce a spus? Da, mă ta, domnișoara, de la masa 7, ce a spus? Da, mă ta cu rujul ăla strălucitor. Felicitări pentru buze. Hai, fi serios, ai spus cumva Netania? Eu sunt acum pe bune la Netania, fără vesta anticlonț? Hai bine cu acea buze frumoase. Stai, că n-am de vin acum, dar... Nene, vino să stăm de vorbă. Nu? Hai, că totul... Hai că îmi pare o fată destul de serioasă și cu puțin bun gust. Și dacă nu greșesc, una dintre cele mai bogate și mai sus puse căpuși ale țării, nu? Păi cum se poate așa ceva? O fată inteligentă ca dumneata asta nu știe un asemenea lucru. Că trebuie comunicat cu prudență, cu grijă. Nu așa, ești la Netania. Ești la Netania. Se poate. Omul trebuie avertizat, mai ales că dacă e așa slăbănoc ca mine. Vedeți, numai piele și os. Mă rog, mai mulți zgârci pe cinstea mea, dacă eram cal, aș fi fost de mult trei. Nu? Hai, măcar un zâmbet. Dar iată-mă, dovdovală, cel mai frumos bărbat dintre bărbați. Ai câștigat, ai fost ales să participi la cea mai minunată experiență pe Marea Mării. La Netania, nu vă speriați, nu o să dureze mai mult de o jumătate de oră sau mai puțin. Netania, primiți o înștiințare festivă. Netania, nici nu știți ce baftă a căzut pe voi astăzi. E ziua mea. Da, împlinesc 57 de ani. Cine de aici din sală are 57 să ridice mâna? Impresionant! Sunteți de o longevitate fabuleu, cum ar spune francez. Am spus 57, doamne, nu 75. Chiar aveți mai 57? Și cum vă cheamă? Pușcaș. Asta e numele sau funcția de normal? Așa, unde eram? Nu! Nu mai există un alt popor ca poporul nostru. Cel dintre toate, cel mai ales, cel mai deosebit. N-am cuvinte să vă spun cât mă enervează, cât de tare mă enervează antisemitismul ăsta nou. Serios, cu ăla vechi, mă obișnuisem. Doamne ferește, dar Doamne ferește, nu vreau să-i jignesc pe antisemiții noi. Dar, amicii mei, e ceva strident la voi, nu? Iată, dacă, să zicem, că vreun savant izraelian ar găsi lacul împotriva cancerului, o doctorie, ceva, o pastilă, vă garantez, dar vă garantez că imediat s-au auzit proteste și manifestări și voturi la ONU și scandaluri în ziare. Adică de ce să lovim în cancer? Și oare trebuie să nimicim definitiv? De ce să nu încercăm mai întâi să discutăm cu el? Să ajungem la un compromis? De ce imediat cu forța? De ce nu încercăm mai întâi să discutăm cu el, să ajungem la un compromis? De ce imediat cu forța? De ce nu ascultăm și punctul lui de vedere al cancerului? Poate că are și el părțile lui pozitive, umane. Și sunt mulți oameni care au ținut piept cancerului și au devenit mai buni. Da. Dați-mi voie să mă prezint în mod oficial. Dovală G, acesta este numele meu, marcă de succes în întreaga lume, dovală, dovușoară, un sfert de porțișoară, dovușor cel mic, azi aici, mâine Petric, sunt atât de atrăgător,
vin oamenii din toată țara să admire rotunjimea călcâiului sau coapsele superbe sau pieptul mătăsos, pe scurt, Netania, Netania. În seara asta o facem lată, ardem aici, mama spectacolelor. Aici sunt, la dispoziția voastră, slugă credincioasă în fața sute de admiratoare care își rup hainele să mă vad. Dumnealor, iar nu au râs cum trebuie. Cum să închei seara asta, să te retragi de o bală, să-ți atârnzi culele în pod și să te spânzuri și tu de același cui. Na. Așa, bă, unde era? În cui? Apropo de cui? E ziua mea de naștere. O zi în care se cere o revizie ascultătorii pentru cine are suflet. Nu? Pentru că în zilele noastre, mă rog, în situația mea este pur și simplu. Este pur și simplu să întrețin un suflet așa non-stop. Revizie, atenție. N-am dreptate? N-am dreptate? Pentru că sufletul lor al toți dracii se răzvrătește în noi clipă de clipă de clipă de... Ați băgat de seamă? Ba vrea așa, ba vrea altfel. Nu, serios, știți voi ce înseamnă în ziua de astăzi să întrețin un suflet? Un accesor foarte simplu. E mai scump ca o mașină de lux. Și vorbesc aici de un suflet simplu, cel mai simplu. Nici vorbă de Shakespeare, Cehov sau Kafka. Apropo, eu personal n-am citit, sufăr de dislexie terminală. Vă jur, s-a descoperit asta în faza intrauterină. Da. Până la urma urmei, ce sunt eu? Sunt de calitate inferioară. Pentru că, de fapt, ce e un stand-up? Ascultă-mă pe mine, Netan. E un divertisment atât de jalnic, destul de jalnic. Hai să recunoaștem. Știți de ce? Pentru că se simte transpirația, efortul de a face lumea să de aia. Mi se vede pe mutră încordarea. Și numai să vedeți, Netania, ce înseamnă fidelitatea și devotamentul de-a lungul la 57 de ani. Destul de nasol. Uitați-vă și vedeți ce înseamnă tenacitate și perseveranță. În proiectul păgubos de a fi dovă. Sau pur și simplu de a fi. De a fi. Dovală G. Doamnelor și domnilor, numit și Dubce, numit și Ursulețul, numit și Dobriștain, în delicte privind adversiile alimentare. Interesant. Interesant ce mult pot să mănânce copiii ăștia. Mr. G, singurul, unicul, care e dispus să petreacă o noapte cu mine fără să ceară bani. Așa e, onorat Publicescu. Omul proiectează 100%, gândește și Dumnezeu regulează. Dacă l-am pomenit pe marele dictator, dați-mi voie, domnule,
și să mulțumesc din adâncul inimii tuturor femeilor din lume. De ce să nu recunoaștem, frații? Aici se află pasărea trandafirie, sensul existenței noastre, motorul ei de căutare, mă înclin și spun mulțumesc. Mulțumesc mirodeniei picante și dulce a vieții. Nu-mi vine să cred. Matale, aia mică, da, aia cu rujul ăla, da. Da, Matale, tu te fardezi pe întuneric sau machioza dumitale sutele de partiți. Ia spune, păpuș, ce ți se pare normal ca în timp ce eu îmi dau sufletul aici, îmi dau de ceasul morții ca să te amuz, Matale, să trimiți SMS-ul, Păi e frumos așa ce. Omul transpiră, își dă sufletul și Marta trimite SMS. Aș putea să știu ce este atât de urgent? Nu era niciun SMS. Da, nu-i frumos să minți, păpușico? Apropo, mă taleșezi sau stai în picioare? Nu. Mi-am scris mie însă. Ia uzi, dumnei tale personal ți-ai scris, poate ți-ai și trimis? Da. Am așa ceva, am o aplicație. O aplicație pentru însemnări, pentru mine. Scuze, poate te deranjăm, poate că noi trebuie să plecăm, poate că trebuie să ieșim, nu? Nu trebuie să ieșiți voi. Adică... Atunci spune-ne ce ai scris acolo. A, stai că știu. Scumpa mea eu. Mă tem că va trebui să ne despărțim, deoarece astăzi l-am întâlnit pe bărbatul visurilor mele, îl cheamă Dov, îmi voi lega soarta de el pentru o săptămână întreagă de sex competițional. Nu, nimic din toate astea nu e adevărat. N-am scris nimic din toate astea, nu. Atunci ce ai scris? E personal. Personal. Și ce profesiune are doamna noastră cea atât de personală și intimă? Manicuristă. Nu mai spune. Păi atunci îmi fac și mie un French manicure, desigur, sau cu sclipici. Sau cu stipici, ojă, desigur. Îmi fac și mie un desen cu flori? N-am voie să lucrez decât la noi în sat, după amiaza, la clubul pentru copii. Pe lângă asta înlesnesc și comunicarea. Comunicarea? Atenție, vă rog! În seara asta avem printre noi, într-un mod cu totul excepțional, o manicuristă care practică și spiritismul. Unde sunt aplauzele? Unde sunt unghiile? Arătați-vă unghiile! Așa, comunici cu alte limbi, drăguță? Liniștiți. Ce? Nu. Eu comunic numai cu sufletele. Emoții? A? A, da, atunci poate că doamna o să ne povestească din ce zona țării veniți, doamnă Degețe? Nu-ți dau voie să-mi spui așa. Scuze.
Acum trăiesc aici, lângă Natania. Aici locuiesc. E un sat în apropiere cu oameni ca mine. În fine, așa cum sunt eu, pitici. Dar să știi, mai de mult am fost vecina ta, când am fost mică. Adică, mică. Ce spui? Locuiai lângă Palatul Buckingham? Nu. Palatul Buckingham e în Anglia. Eu știu asta. Știu, pentru că... Pentru că? Ce ai spus? Am spus că dezleg cuvinte încrucișate și știu toate țările. Nu. Înainte de asta, mi-ai fost vecină? Da, în română. De când ai intrat pe scenă, mi-am dat seama. Nu te-ai schimbat deloc. Nu m-am schimbat deloc. Auziți? Nu m-am schimbat deloc. Și ești sigură că sunt eu? Bineînțeles. Ești băiatul care umbla în mâini. Întotdeauna în mâini. Acum abia mai merg în picioare. Mergeai după femeia cu cizme mari. Odată te-am văzut în frizeria tatălui tău. Mergeai pe picioare și aproape că nu te-am recunoscut. Și cum ziceai că te cheamă? N-are importanță. Mama, nu are importanță. Azulai. Azulai. Părinții mei erau Ezri și Esther. Odihnească-se în pace amândoi. Tu desigur nu poți să-ți aduci aminte de ei. N-am locuit acolo decât puțin timp. Frații mei mergeau să se tundă la tatăl tău. Eu eram mică, dar tu poate că erai bar mitzva deja și tot mergeai în mâini. Așa vorbeai cu mine, de jos, adică cu capul în jos. Să mă uit sub rochia ta simplu, Nu e adevărat. Ne-ai vorbit de 3 ori. Și eu purtam roche lungă, o roche albastră cu pătrățele. Și am vorbit cu tine, deși era interzis. Interzis? De ce? De ce era interzis? N-are importanță. Ba, sigur are. Ce ți se spune? Că ești un copil nebun? Mm. Am stat de vorbă cu tine. Am stat de vorbă cu tine eu. De 3 ori am stat de vorbă cu tine. De 3 ori? Știi tu precis? Da. Și despre ce am vorbit? Prima oară mi-ai spus că ne-am mai întâlnit odată. Unde? Nu, ai spus că orice lucru care ți se întâmplă în viață, ți se întâmplă pentru a doua oară. Și tu ții minte de atunci că ți-am spus eu așa ceva? Da. Da. Și ai mai spus că am fost împreună copii în Holocaust sau în Cartea Sfântă sau în Omul Primitiv. Nu-ți mai aduceai aminte exact unde. Și că acolo ne-am întâlnit prima oară și că tu erai actor de teatru și eu eram dansatoare. Domnilor, avem de a face cu o mărturie rară. Nu v-am spus? Nu v-am prevenit? Eu, idiotul cartierului, un copil nebun, ați auzit? Care agață fetițe și trăiește într-o lume închipuită, auzi? Am fost în Holocaust, în Cartea Sfântă. Așa am fost tot timpul, până și animalele din Romena își băteau joc de mine. Serios. Era acolo un pisoi negru care de câte ori treceam pe lângă el, mă scuipa. E, hai, povestește-le, drăguț. Hai. Nu. Erai copilul cel mai bun și mai
Și e adevărat că ne jucam, dar doctorul și sora, și eu eram sora. Nu e adevărat, nu e adevărat nimic. Erai copilul cel mai bun și mai sensibil. Ce ai zis? Cum eram? Știi, prostuță, că aș putea să te dau în judecată pentru că îmi strici proasta reputație. Nu-i simplu să ajungi la 57 de ani și asta după ce am supraviețuit Holocaustului și Cărții Sfinte. Doar ați auzit, nu? Erai cel mai bun și mai sensibil copil. Ești cel mai bun și mai sensibil copil.